Primarul comunei Ghiroda, Ionut Stănușoiu, anunță faptul că lucrările de modernizare a comunei continuă. Pe strada Moldovei au început lucrările de relocare a conductei de gaz. Pe durata lucrărilor, locuitorii sunt rugați să evite parcarea mașinilor pe stradă pentru a permite echipajelor și utilajelor să lucreze în condiții optime. De asemenea, pe lângă relocarea conductei de gaz, modernizarea străzii Moldova din lotul 3 include și alte lucrări importante, precum îngroparea cablurilor aeriene și a canalizării pluviale. Viale, înlocuirea stâlpilor de iluminat public, amenajarea trotuarelor și a accesurilor auto, precum și lucrări de asfaltare, toate contribuind semnificativ la modernizarea și siguranța infrastructurii locale.